Ok, salutare toată lumea, eu sunt Andrei și bine ați venit la un nou unboxing. De această dată o să facem un unboxing la noul microfon cu noul braț de microfon. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să continuăm seria noastră de unboxing-uri, să strângem la acest episod peste 100 de like-uri dacă vreți să continuăm. După cum vedeți, noul microfon pe care mi l-am achiziționat este AT2020 USB Plus și un braț de microfon de la Vonix sau ceva de genul, cam așa arată, și un burețel ca să pun pe microfon ca să fie un fel de pop filter. O să începem mai întâi cu microfonul, pentru că microfonul este cam cel mai important lucru de aici. O să băgăm asta aici, o să dăm și burețelul aici și o să ne ocupăm acum mai întâi de microfon. Văd că nu are absolut nicio țiplă, nu am dat eu jos țipla, efectiv așa când l-am cumpărat mi l-a dat fără țiplă, ci că așa se vinde microfonul, habar nu am, dar eu așa l-am primit. Haideți să le deschidem acum, are decât chestia asta aici, cam așa arată din interior, niște chestii, habar n-am. Microfonul deja vă că-l vedem. Aici găsim niște cabluri. Cablul ăsta intră în microfon. După cum vedeți, asta este intrarea de microfon. Asta este USB-ul. Aici avem încă o prindere și încă o chestie. Nu știu exact la ce o să le folosesc. Vedem imediat când o să montăm. Și cred că ultima chestie care mai avem de făcut este microfonul, care vă că stă aici într-un burețel ca să nu cumva să se strice super tare. Adică chestia asta, vedeți, este moale. Și cam așa arată microfonul, băi, este destul de greuț așa. Și hai să trecem acum la brațul de microfon. Văd că brațul de microfon vine la fel, fără vreo țipă sau ceva aici închis, nu știu exact de ce, dar hai să deschidem. Să tragem asta așa ușor, sper să nu cumva să stric ceva. Am înțeles. Ok, primele chestii care au căzut au fost chestia asta care se prinde de masă, pentru că este un braț de microfon care se prinde de masă. Și asta cred că este brațul acum, sper să mai fie vreo piesă ca să cadă. Vedeți, cam așa arată tot brațul. Cred că așa se și deschide, vedeți, este un braț foarte, foarte lung în comparație cu mâna mea. Vedeți, este foarte mare brațul. Cam așa arată vechiul meu microfon. Are aici o prindere destul de nasol, cum vedeți cum se mișcă microfonul ăsta, și cred că de asta se auzea și mai nasol. Microfonul este C1 Behringer. Este un microfon super bun, dar am zis să trecem la ceva mai bun, pentru că microfonul ăsta trebuia să stai cu gura în el ca să te auzi bine. Dacă te îndepărtai, nu te auzeai așa de bine. Am reușit să fac și prima prindere acolo în gaură. O să intre acum microfonul. Cam așa, ia să vedem acum dacă reușesc eu să-l bag. Și ia să vedem dacă intră bine. A intrat perfect. Și acum cu chestia asta băgăm aici, aici are o gaură. Și o să trebuiască să șurubăm. În momentul de față cam așa arată brațul. Este imens, după cum vedeți. Vedeți cam așa arată noul braț în comparație cu cel vechi. Uitați cât de mic este cel vechi, cât de mare e ăsta. Am realizat că prinderea asta acum pe care am pus-o nu este cea potrivită. Cea care vine cu audiotehnica-ul, adică aceasta, este cea potrivită. Și aici o să șurubăm, după cum vedeți, cu chestia asta în alb. Și aici o să vină microfonul. Chestia asta care vine cu brațul nu este potrivită pentru audiotehnica. Acum am montat prinderea asta care vine cu audiotehnica și acum o să șurubăm microfonul. Hai să vedem dacă reușim să, o să ne șurubăm aici frumos, fără să stricăm nimica. Am văzut că are câteva opțiuni, văd aici pe el scris. Cred că poți să setezi volumul sau habar nu am, să-ți conectezi, pune și căștile în el. Dar nu știu cine ar vrea să facă chestia asta. Și cred că cam așa arată microfonul acum montat. Ultima chestie care trebuie să mai adaug la acest microfon este, evident, un burete ca să nu cumva se audă când suflu în el sau chestii de genul. Și vedeți, cam așa arată microfonul nou, microfonul vechi. Fraților, cam așa arată totul gata. Vedeți, totul este funcțional, se mișcă perfect. Am prins și firele astea pe aici ca să nu se vadă urât. Văd că aici are puțin lumină, după cum vedeți, puțin albastru pe acolo, nu știu dacă se vede pe cameră. Asta înseamnă că merge. O să fac și acum un mic test audio ca să vedeți cum se aude. Ok, deci da, lume, cam așa se aude microfonul. Eu zic că se aude destul de bine. Noi am făcut absolut nicio setare, este la 50% în momentul de față. Vedeți, pot să-l mut oricum cum vreau eu. Cred că se aude destul de bine oricum. Dacă mă îndepărtez, văd că mă se aude oricum bine. Bâzâitul, ia să vedem. Nu, nu se aude niciun bâzâit. Deci da, lume, eu am fost Andrei. Sper că v-a plăcut acest unboxing. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem la acest unboxing peste 100 de like-uri dacă vreți să continuăm să ne unboxing-uri. Eu am fost Andrei și pe-am tare v-am salutat. Bye, bye.